Aici vreau să vedeți cum se face epurarea la Orsova, mai exact la Coramis. Aici vine de sus. În această țeavă, în acest baziu, care cei de la Floricola încasează sume enorme, apa de aici ar trebui să meargă în acest bazin, să se filtreze, să se epureze, dar acest bazin este destul de mult. După cum se vede, și asta se scurge. Nu pot să vă explic și mirosul care este aici, în cuvinte. Și de aici merge direct în Dunăre. Ia uitați. Cine este pe să se încheie odată cu scurgerea banului public pentru servicii proaste. Să se creeze un serviciu, am spus-o și înainte, care să-i responsabilizeze pe cei care prestează aceste servicii angajați în subordinea primarului, într-un serviciu al primăriei. Să se creeze locuri de muncă pentru orșoveni nu plătite cu 2 ore și fără cărți de muncă și fără drepturi. Să se creeze locuri de muncă pentru orșoveni în cadrul acestor servicii de apă canal, de salubrizare, de ecalisaj, de întreținerea spațiilor verzi. Sunt multe lucruri care se pot face în cadrul acestui serviciu public, nevoi majore ale comunității. Se creează locuri de muncă, cu carte de muncă, cu drepturi, cu program corect, cu prestații corecte și cu răspundere, și de o parte și de alta. Vedeți cum se face epurarea la Orsova, mai exact la Coramis. Aici vine de sus. În această țeavă, în acest baziu, care cei de la Floricola. Pentru că sunt oameni care ne-au chemat și ne-au arătat, uitați apa recipient, uitați ce se lasă la partea de jos a recipientului. Deci ceea ce se vede cu ochiul liber. Și bineînțeles că vă promitem că în perioada următoare vom face și o analiză a apei, ca să vadă orice cetățean ce apă a consumat și cât de mult risc există din partea operatorului pentru ceea ce a făcut timp de 10 ani cu sănătatea oamenilor în Orșova. Pe lângă asta, vorbim de faptul că a folosit timp de 10 ani toată infrastructura. Toată. O infrastructură care, așa cum se menționează în raport, este veche, de 10 de ani și care trebuia, așa, într-un mod eșalonat, să suporte reabilitări. Ceea ce nu s-a întâmplat, pentru că a pune un cep de lemn într-o țeavă spartă nu înseamnă că tu ai îmbunătățit infrastructura. Înseamnă că ai folosit-o, ai încasat și nu ți-a apăsat nimic de ceea ce se întâmplă după ce tu ai încasat. Ai încasat prețurile pe care le-ai încasat, dacă le comparăm cu cele care sunt practicate dincolo de Orșova. Fie că vorbim de dincolo de Orșova în Mehedinți, fie că vorbim dincolo de Orșova în Caraș, vom constata că orșoveanul plătește mult mai mult, raportându-se la ceilalți, pentru servicii mult mai proaste decât ceilalți. După un minim cap, Floricola, așa cred eu, dacă vin alții mai buni ca mine și vor calcula, e undeva peste 10 milioane de euro bani furați de la noi din buzunar. Pentru că Orșova a fost vitregită de a fi parte componentă, deci pur și simplu, pentru faptul că aici prestațiile au venit din partea unui operator privat, Orșova este singurul municipiu, oraș, localitate din județul Mehedinți, care nu a putut intra în megaproiectul finanțat cu 10 de milioane de euro pentru județul Mehedinți, megaproiect care a dus la reabilitarea, la schimbarea tuturor instalațiilor de apă canal în celelalte localități. Orșova n-a putut beneficia de acest lucru, pentru că banul european nu poate fi accesat de agentul privat. Dacă serviciul era un serviciu public, ar fi fost și Orșova în rând cu celelalte localități. Și ar fi fost și orșoveanul în rând cu ceilalți locuitori ai Mehedințului, ai Carașului, al oricărui județ civilizat
din România, adică ar fi beneficiat și el de acele investiții care să-i ducă viața, să nu-i pună viața în pericol și să-i ușureze puțin efortul bugetar. Deci, ceea ce propunem, de fapt, propunem cu bună credință rezilierea unui contract care a păgubit Ocșoveanu și bugetul local, astfel încât să se creeze un serviciu public, să poată fi accesați, sunt ultimii ani de finanțare europeană. Eforturile bugetare pentru schimbarea rețelei de apă canal sunt foarte mari. Bugetul Orșovei nu poate permite, nu-și permite o finanțare de genul ăsta. Și atunci singura soluție este să accesăm fonduri europene. Atâta timp cât operatorul este un operator privat, nu se pot accesa. Eu sunt convins că vom primi sprijinul Consiliului Județean și că vom reuși ca lucrurile acestea, începând cu anul 2017, creând proiecte majore de anvergură, să se ajungă acolo unde în celelalte localități s-a ajuns de mult. Aici vreau să vedeți cum se face epurarea la Orșova, mai exact la Corane. Aici vine de sus. În această țeavă, în acest bazin, care este de la Floricola. Noi considerăm că este o problemă majoră, locală, și suntem o echipă care dorim să avem lângă noi și consilierii celorlalte formațiuni politice, dacă se poate, dacă înțeleg, să aducem în Orșova ceea ce este bun pentru cetățeanul Orșovei. Adică să creăm un serviciu public al unității administrative care să presteze servicii de calitate la prețuri mult mai mici și care să fie responsabilizat de autoritatea locală, prin primar, prin consiliul local, prin aparatul primăriei de specialitate, să fie responsabilizat față de cetățean, de sănătatea și de viața cetățeanului și a turistului care vine să stea la Orșova. Deci urgența este dată de faptul că la solicitarea cetățenilor am creat o comisie, comisia a lucrat. Comisia astăzi pune pe masa Consiliului Local un raport pe care trebuie să-l dezbatem și în funcție de constatările comisiei și de propunerile pe care aceasta le face, o comisie responsabilă, o comisie care are documente, anexează raportului documente, anexează imagini, anexează filmări, o comisie care își propune împreună cu noi toți să schimbe lucrurile în bine la Orșova, începând cu anul 2017. Vorbesc de anul 2017, pentru că acela este orizontul ianuarie pe care noi îl vedem, astfel încât operatorul să presteze în mod onorabil serviciu, nu cum a făcut-o până acum. Oricum, în viața Orșovei rămâne o amintire proastă, iar poate Orșova să intre într-o nouă epocă, începând cu ianuarie 2017, o epocă de dezvoltare, o perioadă în care să-și asume răspunderea, să nu mai fie pasată răspunderea de colo-colo, pentru toate serviciile pe care le prestează această unitate administrativă pentru cetățenii. Comisia consideră că bugetul municipiului Orșova a fost prejudiciat major de către operatorul SC Floricola S.A. Orșova prin faptul că în decurs de 10 ani nu a efectuat investiții majore, chiar dacă contractul și pentru de sarcini prevăd investiții pe parcursul derulării acestuia, nu au dus la creșterea calității serviciilor și la scăderea prețului, așa cum este specificat în contractul de delegare de gestiune. Din contră, prețurile serviciilor au crescut în permanență în perioada 2006-2016. Comisia nu poate cuantifica valoarea prejudiciului acesta putând fi calculat de către experți în domeniul financiar contabil. La final mai menționăm următoarele aspecte negative.
Bazinele de apă potabilă din zona Dealul Moșului nu sunt securizate fiind un pericol real la siguranța sănătății populației. În zona curantă, apele uzate sunt deversate direct în oceana datorită inexistenței unei stații de curare, lucru de altfel evidențiat și în mass media locală și națională de cursul anilor. Stația de curare din zona Grața nu a suportat nicio investiție, iar atât ca și acum 10 ani. Stația de curare a orașului nu funcționează la capacitatea nominală, operatorul deversând apele uzate neepurate direct în actul de acumulare. Din informațiile culese, există câteva bypass-uri care dirigează dejecțiile în rețeaua de apă pluvială. Noi am depistat 7. Deci, pe înțelesul dumneavoastră, sunt 7 locații care se află în general pe DD57, în care dejecțiile ar trebui să fie împinse și puse către stația de curare, au bypass-uri făcute și se duc în apele pluviale. Deci sunt condute sub formă de L sau mai largi, să zicem de punct de 45 de 90 de grade, care în loc să se ducă spre stația de curare prinse de pompe, se duc direct în apele pluviale, făcut intenționat bypass-ul. Cine dorește, poate să vină împreună cu noi și să vadă anumite locații. Probabil o fi mai multe. Noi n-am reușit să le depistăm.